Să rămână bună ziua! Ne-am întrunit astăzi într-o ședință în care președinta Biroului Electoral Municipal a înmânat tuturor consilierilor de pe locurile eligibile, adică cei care vor constitui viitorul Consiliu Local, certificatele doveditoare ale alegerii în funcție de consilier local. Îi felicit pe toți consilierii care vor forma viitorul Consiliu Local. Sigur, îmi felicit în primul rând echipa, o echipă puternică, așa cum am și anunțat-o, care asigură echilibru între vârstă și experiență, între egalitatea de șanse pe femei și bărbați. Am venit, iată, cu o opțiune frumoasă, zic eu, și la propriu și la figurat. O echipă care se va implica și principalul crez este acela de a dezvolta proiecte corecte, frumoase, drepte pentru Roman și pentru Romașcani. Mulțumim Romașcanilor pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Vreau să le spun cu toată deschiderea că nu-i vom dezamăgi. Suntem angajați să facem lucruri frumoase și bune pentru ei. Este o echipă competitivă, este o echipă care e formată din oameni care au dovedit fiecare la locul de muncă sau în familie probitate morală, au dovedit competență și aceste calități le vor pune în slujba Romașcanilor. Le mulțumesc tuturor și celor care au avut încredere în noi. Le mulțumesc și celor care nu au avut încredere și au ales alte alternative, dar s-au manifestat în mod corect, constructiv și cu demnitate. Celorlalți nu pot să le spun decât să învețe din comportamentele celor care au dovedit că a fi onorabil, a fi demn, a fi corect, reprezintă o paletă de calități apreciată de romașcani și romașcanii au girat în acest sens ceea ce noi le-am propus, proiectul Roman 2020. Vom fi cu toții fideli acestui program, vom fi cu toții fideli romanului și romașcanilor noștri. Mulțumim și echipelor de tineret, de femei, de pensionari, de oameni de afaceri. Mulțumim tuturor celor din învățământ, din sănătate, din administrație, din domeniul juridic, economic, tuturor celor care lucrează pe platforme industriale sau în societăți comerciale și firme private. Mulțumim tuturor celor care au crezut în noi și au dat o asemenea încredere Partidului Național Liberal, primarului Laurențiu Dan Leoreanu, împreună cu echipa sa de consilieri. Vreau să mulțumesc echipei mele de consilieri, întregului birou municipal, tuturor celor care au crezut în proiectul nostru, care s-au implicat și au luptat într-un mod corect, frumos, aducând în fața romașcanilor cele mai frumoase idei, gânduri și proiecte și pentru faptul că au dat dovadă de un comportament la nivel cu adevărat european, le mulțumesc și întotdeauna am spus, acesta este drumul pe care noi vrem să mergem, acesta este drumul pe care romașcanii l-au ales și ați văzut că dincolo de ponegreli, dincolo de invenții, de minciuni, pentru că mulți au făcut o campanie bazată 90% pe minciuni adresate mie sau echipei mele. Romașcanii nu au achiesat la astfel de lucruri josnice, ci au mers mai departe cu cei care își propun gânduri înalte, care vin cu comportamente demne și care, într-adevăr, se pun în slujba comunității. Tuturor le mulțumim și asigurăm de întreaga noastră răspundere, de întreaga noastră dedicație pentru următorii 4 ani. Dacă presa are întrebări, vă stăm la dispoziție. Da, domnule primar, este evident o realizare, o echipă de 15 consilieri, este de coleabă, va ajuta foarte mult să trece toate proiectele pe care le-ați propus, să nu mai plătiți ce s-a întâmplat cu biblioteca. Întrebarea mea se referă însă la ce veți face, căci Consiliul Județean a ajuns la PSD, lucru care este bun pentru democrație. Dar domnul Ionel Arsenie a declarat pentru News Alert că va avea grijă ca nici primăria de la Roman și nici cea din Piatra Neamț să nu primească fondurile necesare. Cu ce veți mai trece proiectele dacă este adevărat ceea ce spune presa pe cotașă? Deci,
dacă a făcut o astfel de declarație, deși eu nu cred, permiteți-mi să am rezerve pentru un om politic care dorește să fie prezent în viața administrativă la nivel județean și național, mi se pare o declarație, ca să fiu elegant, hazardată, ca să nu spun irresponsabilă. Consider că noi suntem aici veniți să lucrăm în interesul comunităților și a cetățenilor, nu suntem veniți să plătim poliție. Au murit oameni la Revoluție pentru pluripartidism, pentru opinii dintre cele mai diverse. Noi ne subordonăm până la urmă acestui cel mai bun sondaj de opinie, și anume alegerile locale, un examen, dacă vreți, pentru aleși locali, regionali, naționali. Și eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm pentru comunități și pentru oamenii din comunitățile pe care le păstorim. Dacă a dat o astfel de declarație, înseamnă că cei 25% din alegătorii din Roma care au votat PSD-ul vor avea o mare dezamăgire și în 2020 și dânsii vor vota tot PNL-ul. Pentru că noi vom demonstra că vom face lucruri frumoase. Am trecut și prin momente în care am putut să avem un sprijin consistent din partea județului și din partea guvernului. Mintea noastră, crezul nostru, vor fi acelea că vom lucra și vom avea variante pentru ca Roma nu să meargă mai departe. Nu ne putem împiedica de declarații și opiniile unui om politic. Oamenii politici care obțin funcții administrative trebuie să fie responsabili și deschiși către fiecare comunitate. Aici nu plătim poliție, aici nu venim să ne răzbunăm, ci venim să conlucrăm în interesul tuturor cetățenilor. Eu consider că Romanu este un oraș, un municipiu important din județul Neamț. El trebuie să fie luat în considerare ca și atare, asigură peste 55% din PIB-ul județului Neamț. Iar această declarație, așa cum v-am spus, pe care eu nu cred că a făcut-o, poate a fost o scăpare, consider că a fost făcută într-un moment de mai puțină atenție sau inspirație, să nu spun altfel, pentru că există organe ale statului, iar în România abuzul în funcție este pedepsit. Drept pentru care noi întindem mâna către toți colaboratorii politici. Vă asigur că chiar și așa, având o majoritate covârșitoare în Consiliul Local, am anunțat deja pe consilierii PSD, i-am rugat să-și nominalizeze șeful de grup politic, pentru că chiar în această săptămână ne vom întâlni și vom discuta repartizarea consilierilor pe comisii. Șeful grupului PNL din Consiliul Local este domnul Leonarda Chiriloae. Dânsul va reprezenta grupul PNL pe lângă primarul și viceprimarul municipiului Roman. Vom avea discuții constructive și, așa cum spuneam, chiar dacă avem o majoritate covârșitoare, îi vom trata cu respect pe colegii din opoziție, din PSD, și îi asigurăm de toată conlucrarea și mai spunem un lucru. Orice idee bună va veni pe masa de lucru a Consiliului Local, va fi luat în considerare dacă interesul romanilor și a romașcanilor, indiferent de unde vine. Sper acest lucru să se întâmple și la județ. Sunteți și secretar general al Partidului Național Liberal. În această perioadă se poartă negocieri pentru majoritatea din Consiliul Județean și ce veți reuși să faceți în acest punct de vedere? Deocamdată eu mă ocup de organizarea Consiliului Local Roman. Dincolo de acest aspect, probabil vor fi anumite analize după mânarea certificatelor doveditoare alegerii consilierului județean și vom discuta la momentul oportun. Deocamdată lăsăm lucrurile să se sedimenteze și să poată fi discuții cu minți cât mai lucide și cât mai constructive în viitoarele proiecte județene. Domnule primar, două întrebări. Prima întrebare este legată de prezența la Vocea mai slabă de după Revoluție. Are PNL Roman să-și reproșeze ceva față de acest procent de 39% prezență la vot care nu ne face cinste? Considerați că ar fi putut mobiliza mai mult cetățenii să vină la urne duminică? Păi, matematica în acest caz e chiar simplă.
Nu are nevoie nici de integrale, nici de derivate. Are nevoie doar de adunare și de scădere. După cum vedeți, electoratul nostru a ieșit. Noi am fost votați de peste 17.000 de oameni, la fel cum am fost votați de 17-18.000 și în 2012 și în 2008. Adică oamenii care cred în noi au venit. Probabil cei mulți n-au venit pentru că n-au crezut în alte variante politice, în ofertele cu care au venit alte partide. Mulți s-au degradat foarte mult în timpul campaniei și probabil acei simpatizanți al lor, văzând nivelul de degradare și de limbaj la care s-au ajuns, au dorit să manifeste pentru o abținere la scrutinul de duminică. Drept pentru care noi considerăm Partidul Național Liberal că simpatizanții noștri, electoratul nostru a fost prezent la vot. Nu avem nimic să ne reproșăm. Sunt 39,6 și pe aproximare matematică, 50, deci 40%, să zicem că au fost prezenți. Dar mai mare ca multor orașe din Moldova. Da? Adică peste Iași, peste Suceava, peste Bacău, deci Roma nu ia din frunte. Am avut 45 data trecută. Deci undeva între 40 și 45, dar important că electoratul nostru a crezut în noi, în proiectele noastre și a venit la vot. Această întrebare, dacă au să-și reproșeze, poate celelalte formațiuni politice care n-au reușit într-o măsură mai mare să-și convingă electoratul. Și a doua întrebare vine de la persoanele care au fost operatori de calculator în secțiile de votare. Vă rog pe dumneavoastră cumva să interveniți dacă puteți face acest lucru în mod legal, evident. Se spune că plata lor se face doar dacă ei personal se duc la Prefectura Neamț, la sediul Prefecturii, să ridice cash banii de acolo. Și au spus în felul următor că plătirea pentru înscrierea noastră ca operator a venit prin primării. Se va putea face un demers legal tot prin primării să se facă și plata pentru a evita drum și timp și bani? Noi nu avem nicio problemă și putem sprijini, dar nu e de competența noastră. Toată aceasta este sub instituția guvernamentală a prefectului și se poate face prin cont bancar. Pot să dea cont și să fac. Exact, prin cont bancar, că am întrebat-o de dimineață. Eu cred că era un mod elegant prin care se putea face. Dacă nu, noi nu avem niciun fel de problemă în a sprijini acest demers. Dar trebuie să deschide un dialog cu doamna prefect, care este de mult, poate se găsește o rezolvare, că nu e vorba doar de cei din romani, e vorba de cei care sunt mai departe de romani și vin din... Mâine dimineață voi aborda această propunere și vom vedea ce vom putea face. Vom face un lobby, ca să spunem așa, instituțional, în sprijinul acestor oameni. Dar decizia este tot acolo. Vom vedea ce vom putea face. Vom discuta mâine dimineață cu doamna prefect. Dacă mai sunt și alte întrebări. Zice că ar trebui scoase un pic în evidență și cele trei premiere care s-au petrecut în Consiliul Local Roma și la Primăria Roma. Vorbim despre primul primar după perioada post-decembristă, care ajunge la al treilea mandat de primar. Este primul primar ales de trei ori. Vorbim despre primarul cu cel mai bun procent din țară, din toate municipiile din România. Și de asemenea discutăm de un Consiliu Local cu majoritatea cea mai amplă, de asemenea după Revoluție, și mai mult decât atât, un Consiliu Local format doar din două partide politice. Cred eu că este până la urmă o satisfacție munca pe care am depus-o în acești ani în care am fost împreună. Și vă asigurăm că noi încă de azi am intrat în campania electorală. Domnul Achiriloae, șeful de grup. Da. Am să spun și eu și să confirm ceea ce a spus domnul Lucian, colegul nostru, că de acum începe o nouă etapă într-o campanie electorală pentru următorul mandat, dar care trebuie să ne dea cu atât mai multă responsabilitate. Sigur, poate experiența mea în Consiliul Local și faptul că am cunoscut mulți dintre colegii, atât din echipament cât și din cealaltă echipă, va crea o posibilitate de a lega o activitate constructivă și de a găsi cele mai bune soluții ca în momentul în care suntem în Consiliul Local să putem să venim cu lucrurile foarte bine definite, aranjate și să fim un Consiliu Local decent și respectat de către cetățenii din municipiul Roman. Acestea au fost declarațiile noastre. Dacă nu mai aveți
altceva, eu vă urez o zi bună și să avem în continuare o colaborare bună. O zi bună tuturor, vă mulțumim!